Economia Republicii Moldova va crește cu 3,8% în anul 2019, fiind alimentată de consumul privat pe fondul creșterii reale a salariilor și redresării remiterilor, potrivit ediției din ianuarie a raportului Perspectivele Economice Globale. Instituția Financiară Internațională se așteaptă totodată ca Republica Moldova să înregistreze o creștere a produsului intern brut de 4,8%, în creștere cu un punct procentual față de prognoza din iunie. Economia Republicii Moldova va crește cu 4,8% datorită în exclusivitate cererii interne puternice, stimulată de majorarea reală a salariilor, în special în sistemul bugetar și redresarea remiterilor, constata anterior oficiul de la Chișinău al Băncii Mondiale. În scenariul de bază suntem cu mult mai optimiști decât am fost de obicei, a menționat expertul Băncii Mondiale Marcel Chistruga. Ritmurile de creștere economică vor fi mai moderate în următorii ani. Banca Mondială se așteaptă la un avans al economiei de 3,5% în anul 2020 și 3,2% în 2021. Banca Mondială consideră că deficitul fiscal pentru 2018 va rămâne sub nivelul prognozat de 2,5% din PIB. Tendințele dezinflaționiste generate de aprecierea leului moldovenesc și prețurile de import mai mici vor rămâne valabile până la sfârșitul anului 2019, dar pe termen mediu, Banca Mondială afirmă că inflația va crește progresiv și acest lucru se va întâmpla pe fundalul unei cereri interne mai puternice, dar și a unor creșteri așteptate a prețurilor reglementate, în special în a doua jumătate a anului 2019. Ministerul Economiei și Infrastructurii estimează o creștere cu 4% a economiei în anul 2019 față de 3,8% cât prognoza anterior. Ritmul de creștere reală a PIB-ului a fost majorat preponderent ca impact al reformei fiscale privind implementarea cotei unice pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice. Aceasta va permite creșterea veniturilor disponibile ale populației și, prin urmare, va stimula consumul intern și, respectiv, creșterea economică. Este de menționat că pentru următorii ani de prognoză nu au fost efectuate modificări esențiale, menționa Ministerul Economiei și Infrastructurii în prognoză actualizată în noiembrie 2018.